Da. Sunt Felicia Drăgușin. Astăzi o să vorbesc despre inteligența financiară. E un subiect care de câțiva ani mă pasionează. Mie nu m-a plăcut la școală ora de economie, dar în schimb m-am dat peste niște cărți al lui Robert Kiyosaki și în felul ăsta mi-a deschis abilitățile. Am avut în trecut și o mică afacere și a trebuit să mă confrunt cu anumite noțiuni pe care să le învăț. De ce am spus la subtitlul prosperitatea ca drept natural? Vi se pare că prosperitatea ar fi un drept natural? Da. Este normal da. Să fim prosperi? Da. De ce? Ca să trăim o viață împlinită. Când ești prosper, poți să faci multe lucruri. Cu cât ești mai puțin limitat financiar, cu atât ai posibilitatea să faci mai mult. Poți să participi la tot felul de proiecte, poți să ajuți, poți să creezi, poți să călătorești, poți să înveți, de acord? Da. Da. Și de aceea este un drept natural. Ce anume ne limitează, o să vedem mai departe. Acum referitor la inteligența financiară. Am auzit de inteligență intelectuală, de cea pe care o folosim ca să învățăm să luăm note bune la școală, inteligența emoțională, să ne gestionăm emoțiile, să ne înțelegem pe noi, să înțelegem pe ceilalți, și am avut acum și conceptul de inteligență financiară. Inteligența financiară, eu m-am gândit la trei tipuri, definiția structurată pe trei niveluri. Pe nivelul material, abilitatea de a gestiona resursele materiale astfel încât să creeze abundență, creștere, dezvoltare. Pe nivelul emoțional, să-ți inteligența de a gestiona dorințele. Și la pe plan spiritual, aceea de a fi creator, plan material. Sunt convinsă, la fel ca și voi, că atunci când plecăm nu luăm nimic cu noi și că este foarte important spiritul, sufletul și așa mai departe. Totuși, este important și să trăim pe plan material, pentru că așa am fost lăsați pe Pământ, în calitate de creator. Și crearea aceasta, această creație materială, ne definește ca persoane care au reușit să se dezvolte, care au reușit să-și înțeleagă rostul și rolul în lume. Sigur că, de ce vorbim despre inteligență financiară și la ce ne duce ea? Inteligența financiară, acela stilul de viață pe care îl dorim. Își dorește cineva o mașină frumoasă? Da. Da? Bine, personală sau unui membru al familiei să călătorească cu ea. Să meargă prin... și probleme tehnice cu asta. Bine, să mai întâmplă. Călătorii, vacanțe, locuri exotice, o casă frumoasă. Da? Acum, ce să mă povestesc mai departe? O să vedem cum putem să ajungem la stilul ăsta de viață. Credeți că acest stil de viață vi s-ar putea potrivi? Doriți să aflați mai departe? Cum putem ajunge la stilul ăsta de viață și ce trebuie să știm? Ce abilități, ce cunoștințe, ce atitudini și ce trebuie să facem pentru a ajunge la stilul ăsta de viață? În primul rând, trebuie să avem în vedere că trebuie să ne alegem cu grijă un mentor. Atunci când suntem într-un cerc în care toată lumea spune nu se poate, nu există, la noi în țară, nu sunt condiții, în alte țări poate, aici nu, aceștia sunt miorlăitorii, așa le spun. Se plâng tot timpul. E normal că nu ai să mai spui că nu ai, dar trebuie, așa cum am învățat și cum și voi participați la cursul de dezvoltare personală, știți că trebuie să gândim pozitiv. Și gândim pozitiv, trebuie să ne gândim la varianta nu-mi permit, ce fac ca să-mi pot permite. Asta este gândirea unui om bogat. Ce fac ca să-mi pot permite? Nu-mi pot permite. Și atunci ne căutăm un cerc de oameni, un cerc de, în primul rând, un mentor și oameni care gândesc pe direcția aceasta. Mentorul pe care l-am găsit, eu a fost în cărți, a fost Robert Kiyosaki. Și Robert Kiyosaki a explicat într-un mod foarte simplu și foarte atractiv ce înseamnă inteligența financiară. Și am vorbit de la ceva extrem de simplu, active și pasive. Cum mă gândesc, zic, sper să întrebăm într-o lecție de economie care e de la școală. Efectiv, n-am putut să învăț economia la școală, nu mi-a plăcut. Nu știu, câți, la câți din voi ați participat cu plăcere la orice de economie la școală?
Da? Și probabil ați făcut aseu, nu? Da, ok, e proces. Activele. Și pasivele, mult simplu, activul îți bagă bani în buzunar, pasivul îți scoate bani din buzunar. Care este un activ? Un activ e o locuință pe care tu închiriezi și primești chirie, își plătește singură ratele sau ce alte cheltuieli mai are, dividendele din acțiuni, da? Drepturi de autor, a scris cineva o carte, primește drepturi de autor pe toată durata când acea carte se editează și se vinde. Și munca angajaților, dacă aveți o afacere sau intenționați să aveți o afacere. Casa în care locuim și pentru care trebuie să plătim diverse, chirie, rată și așa mai departe, este un pasiv, nu scoate bani. Mașină, pururi de costul, vacanțe. E ușor de înțeles conceptul? Ok. Am pus mai des titlul ăsta, ce nu ne învață la școală? Pentru că la școală noi învățăm să fim foarte buni cetățeni, să fim docili, să muncim, să ne plătim taxele și să facem ceea ce trebuie ca societatea să meargă. Un lucru foarte bun. Dar ceea ce nu ne învață, ne învață cum să fim prosperi și pentru noi, nu doar pentru alții. Aducem prosperitate băncii, aducem prosperitate bugetului de stat, aducem prosperitate angajatorului, nu mai nu. Venitul din salariu este un venit care ne limitează. Taxele din salariu sunt plătite înainte ca banii să ajungă la noi. Obișnuiam să spun când lucram, cea mai nasoală zi din lună este aia în care primesc salariu. Și toată lumea, cum așa? Nu? Toată lumea așteaptă ziua de salariu. Pentru că în ziua de salariu primeai așa o fițuită, numită futural de salariu, în care dacă te uitai la început, vedeai venit brut o sumă destul de mare și la restul de plată, diferența era serioasă. Și vedeai că, de fapt, nu ai muncit pentru tine, ai muncit pentru alții. Știați că atunci când lucrați, doar 11% din valoarea muncii voastre vă revine vouă, restul înseamnă altul. Taxe, profitul angajatorului și așa mai departe. Veniturile cu taxe deductibile, acestea produc acel venit activ. Atunci când ai o afacere sau o altă formă de venit în care îți poți deduce mare parte din cheltuieli, în care legea îți permite să ai tot felul de deductibilități, venitul tău crește foarte mult, prestând același volum de muncă. Și de aceea vorbim de inteligența financiară. Inteligența financiară înseamnă să cunoști mecanismele după care funcționează societatea, economia, și să le aplici în așa fel încât să-ți fie avantajoase, nu să te lași să-ți facă alții agenda. Așa cum spunea Paul, nu numai la e-mail, dar și la altele, îți fac de multe ori, îți fac alții agenda. De aceea, banii proveniți din activitatea zilnică susținută ne ajung în o perioadă foarte mică de timp. Îmi spun, domnule, nu-i salariu mic, e luna prea lungă. Dacă ar fi luna mai scurtă, ar ajunge. Și mai sunt și banii produși de alți bani. Aceștia sunt activele. Când avem bani din activitatea zilnică, banii ne folosesc pe noi. Când avem venituri din banii produși de alți bani, drepturi de autor, dividende, chirii și așa mai departe, atunci banii folosim noi bani. Am vrut să ilustrez aici diferența foarte mare, dar aici suntem angajați, distanța e mică, dar propastia e adâncă. De la fluturaj, de la venitul brut până la restul de plată, cât primești în final, și aici dacă folosești un mijloc inteligent de a obține bani, venitul brut, profit. Sigur, nu o să fie profitul mai mare decât venitul brut, dar distanța vedeți că este mai mică, pentru că ai acele deductibilități. Un alt aspect de care foarte mult să nu ținem cont și rămânem fără bani la sfârșitul lunii, este că trebuie să ținem cont de venituri și de cheltuieli. Un om care are 1000 de ron venit, dar la sfârșitul lunii mai are 10 ron în portofel, e mai bogat decât unul care are 10.000 de ron venit, dar la sfârșitul lunii are datorii. Și vorbind despre datorii, nu toate datoriile sunt rele. Există datorii bune și datorii rele. Ați auzit de conceptul acesta, de datorii bune și datorii rele? Da? Da. Da? Ok. Care credeți că sunt datoriile bune? Și de ce e bine să avem datorii? Cele pe care le folosești ca să cumperi un activ sunt datoriile bune. Exact, ca să cumperi un activ. Adică faci datorii ca să, ceva să-ți aducă bani. Dacă îți vei cumpăra o mașină cu care să circuri, e o datorie bună sau e un arac? Un arac. Pentru că vei plăti? Depinde. Poate că trebuiești agent de vânzări, din mașina aia scoți bani. Și atunci devine activ. Da. Deci depinde pentru ce o folosești. Dacă te duci cu ea la servici, atunci e un
să faci timp, pentru că la serviciu... Sau dacă ai o afacere și îți brandești, poate să te aducă bani. Da, deci în momentul în care îți aduce bani, este activ. În momentul în care nu îți aduce bani și totul plătești de la tine din buzunar, culmea, din salariu, după ce ai plătit toate taxele, atunci e un pasiv tare frumos. Dar valoarea adăugată a acelei mașini ca să mergi la servici? O valoare adăugată a mașinii e la... este monetară. Pentru mine, faptul că nu merg de la TV și am condiții civilizate... Hai, dar din punct de vedere financiar... Poate banii care îi dau pe mașina aia nu sunt atât de importanti. Și din punct de vedere financiar, banii aia trebuie să mă ajute să folosesc la ceva. Nu să produc bani să dau. Hai, dreptate, pentru că aici intervine capcana cu pasivul și activ. Exact ce ai spus tu. Foarte bine, mulțumesc că ai făcut observația aceasta. Atunci când folosesc mașina și mai folosesc ATV, îi economisesc banii de la ATV, ajung mai puțin stresat, ajung mai repede, deci îl consider un activ. Dar ți-a băgat banii în buzunar? Da, banii în buzunar sunt... Ți-a băgat banii în mașina, indiferent unde se duci pe ea. Da, mai întrebe banii în buzunar? Adică mie îmi trebuie confort, mâncare, banii nu ajută. Așa, o să ajungem și aici. Bravo, te ridicăm niciodată. Eu mulțumesc. Ia să vedem. Datorii bune și datorii rele. Deci am stabilit că sunt datoriile bune sunt acelea care îți bagă banii în buzunar. Te duci la bancă și iei un credit ca să cumpere o locuință pe care să o închiriezi și să-ți aducă venituri din chirie, datorie bună. Stai tu în casa aia și plătești, plătești toate datoriile. Deși ai nevoie de casă, dar nu să stai sub fol. Dar totuși aici vorbim din punct de vedere financiar. Și acum o să ajungem la ceva interesant. Cu Bău și cu Tau. Nu știu, a citit cineva cărțile lui Kiyosaki? Da? Și știți ce e Bao și Tao? Wow! Banii adă oameni, tipul adă oameni. Bravo! Minunat! Deci iată, vorbesc cu un cunoscător. Extraordinar! Banii adă oameni, ce fac? Păi, dă-mi și mie banii tăi. Banii adă oameni, nu? Nu. Banii adă oameni sunt banii băncilor, banii de la bancă și banii de la investitor. Dacă eu am o idee bună de afaceri și vreau banii tăi sau idei sau trebuie să vin cu un plan de afaceri bine articulat, să am o reputație. Deci, domnule, tu mă cunoști pe mine și știi că mă pricep la asta, știi că sunt un om serios și că nu o să-ți pierd bani. Am nevoie de aceste lucruri. Iar caută timpul altor oameni atunci când ai angajați. Am avut o mică afacere, dar eu, de fapt, ce eram? Eram liber profesionist, chiar dacă eram înregistrată ca persoană juridică. De ce? Pentru că nu foloseam timpul altor oameni, nu aveam angajați. Deci eu contactam editurile, făceam un contract, o să-i tehnoredactez foarte și mă bucam de treabă. Da, cartea pe factură îmi dădea banii, din punct de vedere legal, juridic și așa mai departe, era o afacere. În punctul acesta de vedere, eram liber profesionist în momentul în care încetam să muncesc, încetau să vină și banii. Aceasta este ideea cu afacerei. Când ai o afacere care merge, când ai o afacere care merge, atunci banii vin și dacă tu ai plecat în vacanță. Asta am explicat-o. Când lucrează Bao pentru tine, am spus, când ai plan de afaceri, când ai reputație, când ai cunoștințe, când oamenii au încredere să-ți dea banii tăi, băncile și investitorii. Iar timpul altor oameni, când știi cum să te porți cu oamenii, știi să faci o recrutare când trebuie, știi cum să-i păstrezi, ești competent în ceea ce faci și atunci timp alți oameni îți vor da timpul lor și vor contribui la dezvoltarea afacerii tale. Cei mai importanți oameni îți vină tot că s-a expres sunt contabil și avocat. Ce se întâmplă dacă nu știi cheltuielile, nu știi în ce situație financiară ești și nu știi legile? Ai încurcat-o. Sunt multe afaceri care au dat faliment tocmai din acest motiv. Un alt lucru care nu ne învață la școală? La școală sigur că ne învață să învățăm când ne spun. Trebuie să învățați și mergi la facultate și mai faci încă o facultate și încă una. Dar nu te învață că trebuie să înveți și despre chestiunile financiare. Să-ți creezi un venit inteligent, să reinvestești profitul. Și lucru foarte important să dorești pentru calitate. Dacă dai, cât dai, atât primești. Dacă nu te-ai învățat să dăruiești, să dai din ceea ce primești și să creezi acel flux, pentru că banii, ce se întâmplă, sunt energie. Banii sunt o energie care nu-i vedem fizic, da? Monezi și banote sau banii din cod. Dar, de fapt, banii exprimă ceea ce suntem noi. Și atunci avem nevoie de acest control al emoțiilor ca să facem bani. Rămânem angajat pentru că vrem să rămânem în zona de confort. Pentru că ne este frică. Pentru că putem pierde. Pentru că am auzit atâtea povești destul de curte. 9 din 10 afaceri la început dau faliment. Poți dai faliment, pierzi banii pe care i-ai luat pentru credit, pentru afacere. Să te asociezi cu oameni care au același scop ca tine și să-i evit miluitorii ce vă spuneam la început.
banii ca energie. Ne concentrăm pe aceste direcții. Atunci când spunem nu pot, vedem de ce nu pot și cum să fac să pot. Nu vreau, dar de ce nu vreau? Ce anume mă oprește? Și nu merit. De ce n-aș merita? Ne întoarcem la ce am spus la început, cu meritul. Merit să fiu prosper, da. Și atunci merit acești bani și acest stil de viață. Există o foarte strânsă legătură între, credeți sau nu, între bani și sexualitate. Oamenii care au o sexualitate sănătoasă și manifestă fac mai mulți bani decât cei care sunt frustrați. Ești frustrat pe partea de sexualitate și frustrat și pe partea cu banii. Eu, chestie de răspuns, dacă studiați, să vedeți că există o legătură. Plus blocaje din copilărie în adolescență și fidelitatea față de părinți. Părinții au fost sărași, foarte mulți dintre noi sunt sărași, pentru că așa am văzut la mama și la tata și există ceva în subconștient, asta a fost dovedit prin psihanaliză și prin carte la un psihanalist și răscolești bine de tot, o să vezi că undeva în subconștient există acest lucru. Cred că s-au făcut niște studii în care s-a demonstrat da. Că... După aceea la întrebări că deja cu timpul e o problemă. Și de unde începem sunt atât de multe lucruri, de unde începem cu tine începi. Da? Cu fricile tale, cu dorințele tale, cu ceea ce vrei să faci, cu ceea ce vrei să realizezi. Și cel mai important este nu cum fac, ci de ce o fac. Motivul ăla, sunt foarte multe obstacole. Dacă nu ai un motiv atât de puternic încât să te arunce jos din pat dimineața, o să renunți. Asta se întâmplă întotdeauna. Și de aceea reușești să ajungi la cum. Când ai trecut prin de ce, când ai trecut prin de ce care te-a zguduit. Și de ce mulți ne ce se întâmplă dacă realizezi sau dacă nu realizezi? Acel lucru care mă zguduie sau nu? Și de unde vine de ce? Din ego? Pentru că vreau să fiu eu mai tare ca alții? Sau pentru că vreau să realizez ceva cu adevărat important când am plecat de aici să spună, Doamne, n-am trăit degeaba. Aici erau niște figuri care nu au mai pus să apară. La... În fine. Cu strategia win-win, pusesem niște poze cu Antonio Robbins. Da? Robert Kiyosaki, Donald Trump și Maria Grappin, oameni care au reușit din strategia win-win, care au lăsat o urmă după ei, nu cei care au făcut scala mai afaceri cu statul și alte lucruri urâte. Ce cu ce vreau eu să rămâneți este că prosperitatea e o stare de spirit, cum te simți, cum te valorizezi, așa te manifesti în exterior și ești bogat, sufletește, spiritual și atunci ești bogat și material. Vă mulțumesc că aveți datele mele de contact aici, dacă vreți să...